Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit, prieteni! Joacă Rapidul în Giulești și, evident, atmosfera este una fantastică. Cu atât mai mult cu cât adversarul de astăzi din etapa a 6-a este unul de calibru. O echipă de tradiție a fotbalului nostru, UTA. În ultimele 16 meciuri disputate pe teren propriu în Liga 1, a început meciul. Lovitura de start a parțelor Rapidului, care în prima repriză atacă de la dreapta la stânga. Sfârșitul lui August revine într-o partidă oficială. Mare emoții la poarta lui Horațiu Moldovan. S-a aruncat, nu respinge cum trebuie Kindri și îl pune în dificultate pe Cojalari. Suportate numerică pentru Rapid în acea zonă. Reușește să recupereze Sefer. Șut tare a lui Crepulia. Nu, n-a fost Crepulia, cred, ci Dugan, zici, da, Dugan ți-a șutat. Are atacantul croat și această armă în arsenal. A tras Dugan, zici, dar pe centrul porții și Dragoș Balauru. Ioniță a adus deja 3 puncte foarte frumoase și importante Rapidului. Gol! Junior Moraes! 1-0 Rapid! Execuție uluitoare a lui Junior Moraes și în minutul 17. Și portarul Balauru, care a plecat târziu spre această minge. Șutul este de la peste 30 de metri. Dar iată că Rapid începe să dea goluri des din afara careului. Centrează, șutat Sefer, cât pe ce să-l surprindă pe Balauru. Pe colțul scurs a dus mingea. A fost șut mai degrabă decât centrare. O minge pentru Cojalari, vine centrarea, excelentă, Jobelo, Jobelo, peste bară. Wesley Jobelo a avut nevoie de cam mult timp până să dea la poartă. N-a făcut-o foarte rău, totuși la un metru peste bară. Excelentă centrarea lui Erion Cojalari. Centrare, schemă surprinzătoare, dar continuarea mă surprinde. Cojalari, această foarfecă, a fost oricum offside, cred. Da, este offside oricum. Să dai foarfecă, în fine. Arădenii risipesc o acțiune, un moment care părea promițător pentru ei. Nu era pasa, Otele, o agață, Otele, Otele! Mingea cade pe bară. Ce ocazie de egalare are UTA. Horațiu Moldovan, cred că a fost o deviere, nu respinge cum trebuie, dar mingea cade pe transversală. Fantastică fază făcută de Otele. No, e greșeala lui Horațiu Moldovan, mare. Are noroc însă de această dată portarul Rapidului. Etapa trecută contra Petrolului n-a avut această șansă. Kate, centrare bună a lui Kate! Cea mai mare ocazie a Rapidului din acest meci. Papo dă modest cu latul. Sigur că nu e neapărat o idee rea să cauți un șut plasat, dar trebuie să-l plasezi, nu să dai pe portar. Mare ocazie pentru Rapid să facă 2-0 și probabil să decidă definitiv soarta partidei. Cașini. Prima minge jucată de Ubing, Bata. Al doilea galben pentru Idris Bata, care este eliminat. Ușor dat aici. E o ținere reciprocă.
Capo este cel care a intrat Ulpănoiu. Pasă bună la Mățan. Mățan avansează. Mățan, Papo din nou pe portar. Totuși notabil impactul pe care l-a avut francezul asupra jocului făcut de Rapid. Pentru Cheșeru, care apucă să ciupească această minge de viată de Ademi. Ce ocazie pentru Cheșeru, a reușit să prindă cu emoții Horațiu Moldovan. Centrare, balon retrimis pe 6 metri, Vukcevic! Moldovan își salvează echipa. Horațiu Moldovan păstrează cele 3 puncte în Giulești. N-a fost o partidă strălucită. Victoria obținută grație execuției excepționale a lui Junior Moraes. UTA rămâne fără gol marcat în deplasare în acest sezon. Gol averaj 0 la 6 afară. Iar Rapidul este lider. Excelentă paradă a lui Horațiu Moldovan. Eu sunt Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. O seară cât mai plăcută, o seară cât mai liniștită. La revedere! Superliga vă este oferită de Superbet.